La fața locului s-au deplasat trei echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Botoșani cu trei autospeciale cu apă și spumă, dar și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani. La sosirea forțelor de intervenție, cinci microbuze ardeau în totalitate, iar alte trei erau afectate parțial. Exista totodată pericolul de extindere a flăcărilor și la clădirea de birouri, dar și la mai multe magazii în care erau depozitate cauciucuri, mase plastice, dar și materiale lemnoase. O femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale, întrucât a suferit un atac de panică.